primul album scrapbook al unui oraș din România. Și se întâmplă să fie al orașului Craiova. Creațiile au fost realizate de bloggerii craioveni și de participanții la atelierele care s-au tot desfășurat la Casa de Cultură. Prima pagină este realizată de Magnus Wallström și este, are la bază o pictură realizată tot de el, în alb-negru. A doua pagină este realizată de Flori Manda. Este pictoriță și este vlogăriță. Se vede bine? Așa. Pagina 2 este a domnului Crețu slash Aca Damian. Așa. Foarte frumos. E bine că fiecare și-a pus pe unde a putut domeniul, blogul și așa. Așa încât să se vadă. Nu contează. Pagina 3 este a Kingăi. Așa. Pagina 4 este a lui Daniel. Craiova by Night. Okay. Pagina 5 este a Ianoriei, cu poză din parc, din Parcul Romanescu. Pagina 6, deja intrăm la secțiunea copii, este a Mihaelei și a fiicei sale Manuela, cărora le place foarte mult să vină la atelier. Manuela chiar strânge banii de una singură să vină, să poată să-și permită. Următoarele două pagini sunt realizate de doi copii, mamă și fiică, Craiova nouă și Craiova veche și Craiova nouă, Craiova veche de mama, Craiova nouă de fetiță, de copil, cu poze din parc, de la prefectură, liceu, colegiu Carol, da, și cu muzeul de artă. Și ultima pagină este a unui alt cuplu de mămică și copil, Simona și Teodora, cu o poză tot din parc. Următoarele pagini rămân deschise, tot pentru noi, pentru a surprinde evoluția orașului nostru în anii următori, tot așa în cursa spre titlul de capitală culturală europeană pe care vrem să-l obținem în 2021. Și cam asta este. Eu zic că am adus o contribuție super.